Aftoros Shaman. Acum vă prezentăm o mașină creată de către compania rusească Aftoros. După prezentarea desfășurată în 2016, mașina a atras multă atenție și nu în zadar. Fiecare roată și-a primit propria sa suspensie și astfel specialiștii au reușit să obțină performanțe excelente, iar unghiul de basculare este de 47 de grade. Dacă e să vorbim despre salon, atunci producătorul oferă două modificări. Primul se numește Turist, care poate găzdui până la 8 persoane, unde fiecare are scaunul său confortabil cu funcție de încălzire și cotiere, iar al doilea se numește Vânătorul, unde locurile se transformă într-un dormitor spațios unde pot dormi 4 persoane. Uimitor, dar pentru Shaman nu există obstacole și nu contează dacă e pădure, mlaștină, tundră sau alte drumuri mai complicate. În orice caz, vehiculul face față oricăror terenuri și oferă șoferului și pasagerilor un nivel ridicat de confort. Și cel mai important, dacă doriți, Shamanul poate fi modificat într-o barcă care atinge o viteză de 5 km la oră. Capacitatea de ridicare este de 1500 de kg, în funcție de solul și puterea motorului, care este de 146 de cai. Bigbo. Producătorul susține că această mașină este concepută pentru oamenii care prețuiesc confortul, siguranța și ușurința de a conduce o mașină. Într-adevăr, mașina Bigbo ridică plimbările cu automobilul la un nou nivel. Norocosul proprietar al acestei mașini se poate bucura de plimbări fără a-și sacrifica din confort. Bigbo a fost creat de către compania Russian SUV. El are un salon spațios pentru 5 persoane, un compartiment pentru bagaje și o capacitate de ridicare de o tonă, iar dacă doriți, în interior chiar puteți dormi. Special pentru Bigbo au fost create două paturi pliabile. Iar dacă doriți să dormiți în timpul zilei, sunt amplasate două perdele care nu vor lăsa lumina să pătrundă în interior. Unghiul de răsturnare este de 35 de grade, iar maximul de ridicare este de 38 de grade. Sub capotă este instalat un motor cu 102 cai putere, iar viteza maximă este de 80 de km la oră. Și cel mai important lucru este că Bigbo în doar 10-15 minute se poate transforma într-un pick-up sau o barcă. Așadar, viteza maximă pe care o poate atinge pe apă este de 7 km la oră. Tor. Acum pe ecrane puteți vedea 160 de cai putere pentru care nu există obstacole. Chiar dacă mașina creată de către inginerii ucraineni atinge doar 68 de km la oră, indicatorul nu este cel mai important lucru. Mașina este capabilă să parcurgă o suprafață mare de drum și asta datorită anvelopelor imense de 1640x740 mm. Capacitatea de ridicare depinde de solul de sub roți, care variază între 600 și 1000 de kg. În interior este loc pentru 6 persoane sau 3 locuri pentru dormit. Și desigur, se poate deplasa pe apă cu o viteză de 7 km la oră. Vrei să-ți cumperi ceva ieftin și neobișnuit? Te-ai săturat de produsele banale întâlnite peste tot? Canalul Produse de pe AliExpress îți vine în ajutor. Nisipul cinetic, cuțitul laser, camera ascunsă în nasture și pânza invizibilă sunt doar o parte minusculă din întreaga gamă de produse ce le poți găsi pe acest canal. Intră și convinge-te singur. Linkul îl găsești în descriere. Jeep Gladiator. Acesta este un SUV universal care prin aspectul său tradițional va fi pe placul tuturor. Sunt oferite două motoare. Pe benzină va avea 285 de cai putere, iar pe motorină 264 de cai. Caracteristicile interesante includ o bară antirulare și stabilitatea creșterii de la roți. Capacitatea de ridicare este de 770 de kg și de asemenea este capabil să tragă o remorcă cu o greutate de până la 3 tone și jumătate. Jeep Gladiator nu se teme de apă dacă adâncimea nu depășește 76 de cm. RZR Pro XP. Aproape un an în urmă, liderul Industries Polaris a prezentat lumii o mașină de nouă generație. Mijlocul de transport a fost prelungit cu 15 cm, iar acest lucru oferă șoferului mai mult spațiu pentru picioare. A fost mărită rezistența elementelor de suspensie, cea din față este de 432 mm, iar cea din spate de 508 mm. Producătorul garantează stabilitatea TV-ului chiar și la viteză mare. Motorul este de 925 cm cub, iar lichidul de răcire a ajutat la creșterea puterii la o cifră impresionantă de 181 de cai. Anvelopele sunt de 30 de inci cu 8 straturi și prin urmare sunt deosebit de durabile. În general, acest transport a fost creat pentru a cuceri terenurile muntoase. Arkos 800.
Vehiculul pe care îl vedeți pe ecrane este un vehicul modular care se poate deplasa pe orice tip de teren. Proiectarea și testarea lui a durat 8 ani, deci mașina este una bună și puternică. Arkos 800 arată ca o tehnică specială unde producătorul s-a asigurat ca repararea și alimentarea să fie destul de accesibile. Este de remarcat faptul că acest vehicul poate transporta și greutăți de până la 350 kg și nu contează pe sol sau apă. Maverick X3. Maverick X3 este o mașină sport creată de către compania canadiană Can-Am. Deși există unele modele mai bune și rapide, al căror preț ajunge până la $32.000, acesta cu ușurință le face față. Are un motor puternic cu 195 de cai, echipat cu turbocompresor și intercooler. Experții consideră că Maverick X3 este unul dintre cei mai buni din categoria lor. Are o suspensie impresionantă de 550 mm și un clearance de până la 400 mm. Vreau de asemenea să menționez că centrul de greutate este scăzut, un cadru robust și fiecare detaliu este gândit și îmbunătățit, iar amortizoarele sunt reglabile și au protecție specială împotriva deteriorării. Pomor X6. Pomor X6 este un vehicul cu dimensiuni compacte, însă acestea nu îl împiedică să aibă o posibilitate impresionantă. În primul rând, atrageți atenția la șinile. Au fost dezvoltate pentru funcționarea în condiții severe de iarnă, așa că rezistă și la temperaturi de minus 40 de grade Celsius. Are un motor de 15 cai putere, însă este suficient pentru a face față multor obstacole. Pomor X6 a fost creat de către o companie rusească. Tinger Truck. La prima vedere, pare a fi un tank puternic, însă este un vehicul disponibil tuturor, adică aproape, deoarece va trebui să investiți în el $24.000. Tinger Truck a fost creat de către o companie rusească care implică aproape 5 mașini în una. Poate îndeplini funcția de snowmobile, să se deplaseze pe apă, poate fi folosit ca și tractor pentru grădinărit la țară și multe altele. Vehiculul poate urca dealuri până la 40 de grade și poate coborî fără probleme chiar dacă pământul este înclinat până la 45 de grade. Iar cu ajutorul șinilelor, mașina poate trece peste o gaură de 1 metru. Kawasaki TRX KRX 1000. Pe piață deja sunt o groază de ATV-uri, însă modelul acesta este un model deosebit. Acest model a fost fabricat în 2020 și lasă toți concurenții în urmă. Kawasaki TRX este un adevărat vehicul sportiv cu o lungime mai mare, ceea ce înseamnă că este mult mai stabil pe drum. Doar priviți ce roți are. Datorită lor, el este capabil să urce un obstacol de 90 de grade. Motorul este de 1000 de metri cubi cu 2 cilindri. De asemenea, cadrul sudat din țevi are un diametru exterior redus, astfel asigură un nivel mai mare de siguranță. Agro XTV. Vă prezentăm o familie de SUV-uri cu o posibilitate uimitoare care a fost creată de către compania americană Agro Advance. Compania include peste 20 de modele diferite, dintre care fiecare cu adevărat va uimi fanii activităților de acest gen. XTV este o prescurtare ce ridică off-road-ul la un nivel cu totul nou. Această mașină este amfibie și depășește obstacole pe care alte SUV-uri pur și simplu nu le-ar putea depăși. Datorită multitudinii de setări, mașina este capabilă să se rotească la 180 de grade, iar această caracteristică permite mașinii să iasă din cele mai complicate locuri. Capacitatea de ridicare depinde de model și poate ajunge până la 640 de kg. Burlac 6x6. Burlac este un vehicul cu 6 roți și un motor de 150 de cai putere, iar de producerea lui se ocupă o companie rusească. Pe un teren solid, mașina accelerează până la 80 de km la oră, ceea ce este mult pentru o mașină cu astfel de dimensiune, iar pe apă atinge viteza de 3 km la oră.
Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut videoclipul, rupeți butonul de like și scrieți în comentarii care dintre aceste vehicule v-a impresionat cel mai mult. Iar pentru a nu rata următorul episod, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări. Pe curând!